Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Iată că și astăzi, la mijlocul săptămânii lucrătoare, căci așa îmi place mie să spun, ne reîntâlnim în platoul emisiunii Față în Față pentru a discuta diverse chestiuni zilnice pe care dumneavoastră deja le știți foarte bine că punem punctul pe ei acolo unde este cazul. Iată că în ultima perioadă observăm că imediat ce apare câteva raze ale soarelui, încercăm să facem ceva mișcare. Dacă tot vorbim de mișcare, astăzi am ales să vorbim despre ceva sănătos pentru minte și pentru trup, evident cu sensei sau instructor de Aikido, nimeni altul decât domnul Ion State, căruia îi spun bună ziua și bun venit în cadrul emisiunii Față în Față. Bine v-am găsit! Și bine v-am regăsit! Iată că a trecut ceva timp de când nu ne-am mai reîntâlnit în cadrul emisiunilor Litoral TV. Mi-amintesc că acum vreo 3 ani de zile a fost invitatul meu la o emisiune de dimineață făceam pe vremea aceea, alături de colega mea Lili Bărescu. Acum lucrurile s-au schimbat un pic, ne întâlnim în miezul zilei. Vremea s-a încălzit, observăm că în ultima perioadă lumea este tentată să facă ceva mișcare și dacă tot vorbim de mișcare, eu zic că ar trebui să merge și către ceva care e util atât minții cât și sufletului și corpului, în mare parte. Și atunci am ales să discutăm astăzi despre un sport atât de practicat, atât de discutat, plăcut la momentul în care ne uităm pe clipurile care apar pe YouTube, dar și prin sălile de Aikido din România. Nu degeaba ducem în discuție, pentru că acum câteva zile a fost și un exponent așa al stilului. Unul dintre cei mai importanți promotori ai Aikido-ului. Unul dintre cei mai importanți, da. Dacă noi știm pe fondator, pentru că au nume care nu ne emană neapărat legătură sau ceva. Un profan al stilului, mari maestri, fondatorul, la început sunt necunoscuți sau puțin necunoscuți, așa este. Dar eu sunt un exemplu viu că înainte să aud de O-sensei Morihei Ueshiba, fondatorul Aikido-ului, sau de fiul său, Kishomaru Ueshiba, prima oară am auzit de Steven Seagal. Steven Seagal. Deci filmele pe care le-am urmărit în copilărie sau, mă rog, atunci când eram adulți. Ele au fost un motor foarte bun pentru a atrage și a îndruma mulți oameni către Aikido. Unul dintre promotorii sportului, pentru că la vremea respectivă se tot rulau filme și cu Jean-Claude Van Damme și cu Jackie Chan și cu Bruce Lee. Cred că aceea a fost perioada de aur a artelor marțiale. Perioada de aur, așa este. Toată lumea își dorea să fie un mic Van Damme, toată lumea vrea să facă sfoara pe două scaune, toată lumea vrea să lupte ca Jackie Chan sau ca Steven Seagal. Nu mai spun de Chuck Norris. Dintre cei enumerați, se pare că generația de astăzi alege acest stil Aikido. Da, sunt foarte mulți oameni care aleg Aikido. Acum, vorbeam de sănătate, în primul rând. Vorbim de mișcare, vorbim de sănătate și nu sănătate doar pentru trup, ci și pentru, așa cum bine am spus, și pentru minte și pentru suflet. Pentru că, așa, prin definiția Aikido-ului, se spune că nu folosește această tehnică pentru a ataca. Aikido, exact. Aikido este un stil de artă marțială defensiv. Da. În Aikido nu există atac. Scopul atacului este doar didactic, pentru a învăța să te aperi. Asta nu înseamnă că nu se pune accent pe atacuri, deoarece ca să știi cum să te aperi, trebuie mai întâi să știi de ce să te ferești. Am înțeles. E un șir logică până la urmă. De altfel, cei care practică Aikido sau cei care pășesc într-un dojo, atunci când se execută o tehnică, când se demonstrează o tehnică, mai întâi se spune atacul, după care urmează apărarea. Apărarea, pentru că e o șirire firească, logică. Este interesant pentru că observăm că, deși este o ramură a artei marțiale, nu avem de-a face cu competiții. Nu, la acest segment. Da. Și atunci vine de fiecare dată întrebarea firească a unui om care nu este neapărat cuprins de această febră a Aikido-ului: cum reușești să-ți capeți acele culori la centură sau dani? Nu știu dacă e echivalentul. Dacă nu există competiție, zic că nu trebuie să mă lupt neapărat cu cineva ca să cresc în centură sau în dan. În grad. Copiii au centuri colorate. Noi mergem după sistemul japonez. Se pleacă de la centura albă sau cum? Se pleacă de la centura albă. Se pleacă de la centura albă. Se ajunge la, dacă vorbim de copii, de la centura albă până la centura maro. Până la centura maro. Albă, galbenă, portocalie, verde, albastră, maro. Da. Adulții au doar centura albă, maro și formă centura neagră. Da. Până la 4 dan. Dan înseamnă grad.
Grad. Până la 4 dan se dă pentru fiecare grad se dă un examen. După 4 dan, promovarea se face prin recomandare. Adică... trebuind să ai, nu se mai dau examene. Nu mai există un examen tehnic. Da. Însă pentru cum ai promovat Aikido, pentru cum, să spunem, îți conduci dojo-ul. Am înțeles. Sala. Pentru, exact. Da. Eu evit, și într-adevăr aici aveți dreptate, pentru că în general evit termenii... Românești. Da, eu consider că nu-i bine să românizăm Aikido. Noi, în general, încercăm să luăm ceva și să-l facem după stilul, lasă-mă că merge așa. Când te apuci de o treabă, cred că trebuie să, în primul rând, să mergi întotdeauna la sursă, sau cât este posibil să mergi la sursă, după care să păstrezi autenticitatea acelui lucru pe care l-ai început. Altfel, el își pierde valoarea și din generație în generație ajunge să fie altceva, devine un fel de telefonul fără fir. Da? Unul la un rând de 10 copii, unul spune ceva și în capătul celălalt s-au decât totul altceva. Este în privința asta, de asta și eu m-am dus după niște ani petrecuți în alte organizații, da? M-am dus la Aikikai. Aikikai este, să spunem, organizația mamă sau organizația originală de Aikido. Este condusă... Am crezut că întotdeauna din jiu-jitsu Aikido, dar nu, cred că are și ceva elemente împrumutate de la jiu-jitsu. Acum, tehnicile de apărare acum, sau de, da, de posedare a unui obiect controlat. Jiu-jitsu, de exemplu, nu are un fondator. Am înțeles. Sunt foarte multe școli de jiu-jitsu în Japonia. Însă, într-adevăr, Aikido este o sinteză a artelor marțiale pe care O-sensei Morihei Ueshiba le-a studiat. Dar asta nu înseamnă că a luat din fiecare câte ceva, a făcut un mix și uite, asta este Aikido. Foarte multe din tehnicile din Aikido sunt creația lui. Vă spuneam că după niște ani de practică m-am orientat către Aikikai. E adevărat, pentru că după ce am participat la primul seminar cu un maestru japonez, am simțit că ceea ce îmi lipsea, am găsit acolo. Modul de a transmite informația, atitudinea profesorului, am simțit că este un exemplu. Și atunci am putut să văd ce înseamnă o organizație solidă, o organizație în care lucrurile funcționează ca un ceas elvețian și am considerat că este ceea ce trebuie să transmit eu mai departe elevilor mei. Cu cât cumulezi mai multe informații, sunt sigur că atunci și bagajul de cunoștințe pentru elevii din sală, din dojo, așa cum spuneți dumneavoastră, va fi util, pentru că cumulând toate informațiile de colo și de colo, nu au decât de câștigat referitor la această ramură a Aikido. Da. Însă, începusem să vorbim despre cum se obțin gradele. Am spus cum sunt culorile. Gradele se obțin în urma unui examen. Nu avem competiție. De altfel, Aikido nu este conceput ca un stil competițional. Da. Și, în general, tot ce înseamnă artă marțială tradițională... Dar gradele se pot lua local sau trebuie să mergi undeva, nu știu, la București, că acolo e federația... Nu, nu. Noi suntem organizați sub forma unei fundații, Fundația Română de Aikido Aikikai. Da. După sistemul japonez, în Japonia există și Federația Japoneză de Aikido, da, însă organizația mamă care patronează absolut tot ce înseamnă Aikikai în lume este Fundația Aikikai. Gradele, de exemplu, eu pot să acord până la 1Q, până la centura maro. Am înțeles. De la un dan în sus sunt profesorii mei, care ei sunt cei care acordă, este sensei Dorin Marchiș, care are gradația 5 dan. El poate să acorde până la nivelul 3 dan. Regula este că poți da cu 2 grade sub tine. Gradele le poți lua în funcție de vechimea în sport sau neapărat? Vechimea în Aikido, de fapt vechimea dintre grade, este vechimea o condiție, dar nu este singura. Principalul este să știi.
Îmi aduc aminte, examenul meu de un an la Ikigai a fost extraordinar de solicitant. Este singura diplomă pe care am înrămat-o și am pus-o pe perete. Dintre toate diplomele pe care le-am, eu am practicat mai multe stiluri de artă marțială, unde am obținut diverse grade. Însă am simțit că pentru acest prim grad a fost o testare la sânge, ceea ce nu a făcut decât să crească respectul meu și mai mult pentru profesorul meu, pentru sensei Dorin Marchiș, da. Pentru că mi-am dat seama încă o dată că este o treabă serioasă. Dacă eram într-o organizație în care gradele se dădeau pentru numărul de elevi pe care l-ai, pentru câte articole scrii pe Facebook despre Aikido și mai departe, cu siguranță aș fi părăsit-o. Pentru mine, eu am spus întotdeauna, mai important decât să ai, este să fii sau să știi. Am înțeles. Acum, toți stăm și ne gândim de fiecare dată, deși este o artă veche, cu ceva vechime, aș fi curios dacă, o dată cu trecerea anilor, apar tehnici noi. Pentru că, la un moment dat, totdeauna sunt explicate acele întoarceri de brațe, de palme și așa mai departe, trânte, nu știu. Suciri de mâini, ca să le denumim așa, da. Pentru general. Nu... Deci ele se opresc undeva sau de fiecare dată sucirea de mână trebuie să aibă mai mult de trei variante? Este o întrebare foarte interesantă și... Bănuiesc că în celelalte stiluri de luptă dai cu mâna așa și doar așa se parează, nu știu. La Aikido evoluează cumva din punct de vedere tehnic? Aikido... are un început și o continuă creștere. Și o continuă creștere, însă, nu? Aici trebuie să o să intru un pic în niște mici detalii tehnice, încercând să mă feresc cât pot de mult să nu încurc telespectatorii într-o problematică care nu le este cunoscută. Fondatorul Aikido-ului nu mai este printre noi. Așa. Asta înseamnă că arta marțială, ca și, să spunem, tehnici, da, ea s-a oprit. A rămas să dezvolte disciplina. Exact. Ca să înțelegem cum funcționează lucrurile, există tehnicile de bază, care acelea sunt cele care se cer la examen. Am înțeles. Da? Apoi, există variațiunile ale tehnicilor de bază. Da, ca și bază o poți face doar în acest fel. Ăsta este, să spunem, calapodul după care trebuie să te miști. Dar să nu uităm că totuși Aikido înseamnă calea energiilor unificate. Și atunci tehnica ți-o vei adapta în funcție de atacul adversarului. De aceea pot să spun că în Aikido el nu se mai dezvoltă, dar în același timp și se dezvoltă, pentru că îți lasă acea libertate de mișcare care îl face, să spunem, infinit ca și creație. Însă, toate aceste lucruri poți trece la nivelul acesta doar după ce stăpânești extraordinar de bine bazele. Și vreau să vă spun că stăpânirea bazelor cere destul de mult timp. Cere, așa este. Eu acum, de exemplu, văd că mă uit în diverse stiluri sau organizații. E adevărat că pentru a dezvolta organizația sau pentru a o menține pe linia de plutire sau chiar la limita aia de subzistență, mulți șefi de organizații sau instructori, chiar și în dojo-uri, sunt tentați să acorde gradele ușor. Da. De ce? Mă duc într-un dojo unde sunt 10 centuri negre. Wow, da, ce tare este! Prefer să mă duc într-un dojo unde văd centuri albe, dar la nivel de centuri negre. Corect. Cred că asta e o mare greșeală pe care o fac unii sau alții, fără a avea intenția de a-i critica. Este modul lor de a lucra, este modul lor de a-și promova școala. Da. Dar cred că trebuie să fim foarte atenți cu acordarea gradelor, pentru că altfel tindem un pic să bagatelizăm artele marțiale. Artele marțiale, și aici putem să facem un pic o mică istorie ca oamenii să înțeleagă diferența dintre arte militare, ceea ce întâlneam, să spunem, până undeva în 1600, când luptele dintre clanurile de samurai din Japonia erau în plină dezvoltare. Da. După 1600 a avut loc unificarea Japoniei și atunci aceste arte militare s-au transformat în
arte marțiale, punându-se foarte mult accent pe latura lor spirituală, pe stăpânirea de sine și așa mai departe, o trecere firească, încetând luptele interne, automat și utilitatea artelor militare s-a diminuat. Ca apoi, în zilele noastre, multe din aceste arte marțiale să se dezvolte, să se transforme în sporturi marțiale, punându-se accent pe latura competițională. Și asta le putem numi, să spunem, niște sporturi marțiale moderne le-am putea spune. Aikido nu. Aikido a rămas în sfera tradițională, în sfera de artă marțială, în care îl practici pentru tine. Nu trebuie să dovedești nimănui nimic, nu ai un o țintă de afară. Exact. Tocmai nu de ai o țintă în care trebuie, exact ca în vânzări, domnule, trebuie să vând astăzi de atâția bani. Nu, mă duc acolo, practic pentru mine, vreau să-mi găsesc liniștea mea interioară. Echilibru, așa este. Echilibrul, eu vreau să fiu mai bun astăzi decât am fost ieri și mâine aș dori să fiu mai bun decât am fost astăzi, dar nici asta nu este neapărat o condiție. Pur și simplu, Aikido-ul practic și pentru plăcerea de a-l practica. De exemplu, pentru mine, eu practic de 22 de ani Aikido. Mulți înainte. Mulțumesc. N-aș putea să spun acum de ce mai continui. Probabil pentru că sunt instructor și nu pot să lipsesc că sunt profesorul. Dar nu, chiar dacă se mai întâmplă să lipsesc la un antrenament, dintr-un motiv sau altul, simt nevoia. A devenit ca un drog, dar ca un drog legal, da, benefic, sănătos, astfel încât îmi este foarte greu să stau departe de dojo. Eu ce aș vrea să fac este, am elevi care deja au peste 15 ani de când sunt sub îndrumarea mea, mulți dintre ei au dojo-urile lor, cum este și Gabriel Vasu din Năvodari, da, un instructor excelent și un prieten nemaipomenit. Și un practicant, ai putea jura că este întemeitorul stilului. Da, noi între noi mai gluim așa pentru că noi l-am porecuit o senpai. Se poate pune lângă tabloul Da, dacă se întâmplă să fim undeva, să mergem pe plajă, să facem un antrenament, îl punem pe Gabi să stea în seiza, să nu se miște o oră cât facem un antrenament. Apropo, și se mai respectă acel salutul către tablou, nu? Întotdeauna. Întotdeauna când se intră în sală sau când se începe antrenamentul, se face... Când se intră în dojo, când începe antrenamentul, când se termină antrenamentul, da, și când se iese din dojo. Este foarte... Și succesiunea este foarte importantă. Întotdeauna este salutul către fondator sau, da, către înaintași, da, deci către cei care au fost, salutul elevilor către profesor, deci salutul către cei care sunt, da, și salutul între elevi. Între elevi. Deci este salutul către cei care vor fi, către viitorii, frumos, profesori. În opinia mea, eu cred că ar trebui să devină materie obligatorie la școală, pentru că așa și când îl privești de afară, este un spectacol adevărat, da? Păi să fii în interiorul acestui sport pe care îl practici. Noi predăm în Aikido în câteva școli din Constanța, adevărat, sunt școli private. Evident că m-aș bucura să fie materie de studiu la școală. Așa ar trebui. Dar de obicei la școală se pune accent, dacă vorbim de sport, eu niciodată n-am catalogat Aikido ca sport, ci ca artă marțială. De altfel, într-o discuție cu cineva de la Ministerul Tineretului și Sportului, chiar îmi spunea că Aikido e catalogat ca sport de categoria 3 sau 4, necompetițional. La școală, în general, se pune accentul foarte mult pe competiție. Și nu cred că artele marțiale tradiționale în care nu există competiție ar prinde așa mult, precum judo sau un alt sport marțial. Faptul că alergi ca să scoți secundele pentru 100 de metri e o competiție cu nota pe care ți-o va pune în catalog, da, nici de cum în față să de nu, să de nu se înțeleagă că e ceva rău într-o competiție, nici de cum. Corect, dar însă, atunci când este o competiție bună și în favoarea celui care o practică, e necesar și un astfel de sport, da, acolo. Eu tot stau și mă gândesc că un astfel de sport sau de ramura artă marțială
nu este predată către lucrătorii din Ministerul de Interne. Pentru că, în opinia mea, eu cred că sunt cei mai îndreptățiți să aibă nevoie de o astfel de materie, dacă mai sunt acele pregătiri pentru... Aici o să vă contrazic un pic. Eu, făceau la un moment dat jiu-jitsu, an, nu știu dacă fac... An buni am predat la Inspectoratul Județean al Jandarmeriei Constanța. Deci a existat pentru jandarmerie? Bineînțeles. Eu am predat la ei, chiar avem un filmuleț, e urcat și pe YouTube. Pe YouTube. Avem lucrători din poliție care vin și se antrenează la noi, din armată, din MAPN. De altfel, Poliția Metropolitană din Tokyo, la ei Aikido este materie de studiu obligatorie. O să vorbim și despre acest lucru, că am văzut cândva Steven Seagal se ducea prin Rusia și prin Statele Unite, da, arătând polițiștilor cum să exista și un serial. El chiar, exact, asta vreau să spun. Ne oprim momentan, doamnelor și domnilor, ne oprim momentan în cadrul emisiunii Față în Față. Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Ne-am reîntors în mare viteză în cadrul emisiunii Față în Față. În această zi, invitat în platou este domnul Ion Stat, instructor de Aikido la Constanța. Ne reîntoarcem pe punctul de discuție. Spuneam undeva la începutul emisiunii că în Constanța am avut onoarea să-l primim pe Steven Seagal pentru a face câteva momente dintr-un film care va fi difuzat, nu știu, peste un an de zile în cinematografele din Aștept România. Aștept cu nerăbdare să-l vedem. Toată lumea, îți dai seama. Mai ales că este filmat aici la noi pe plajă de Bogene. Cum de familia celor care practică sportul nu au auzit sau au auzit și a mers așa în tacit către platourile de filmare că dacă aș fi fost practicant de Aikido și așa cum nu sunt practicant de Aikido, m-am uitat cu interes la cadrele filmate de colegii noștri din presa locală. Ați avut ocazia să ajungeți pe lângă platou? Ați fost informați? Nu știu cum. Da, am avut ocazia, am avut o discuție, însă timpul fiind foarte limitat, nu am putut să organizăm cu sensei Steven Seagal, da, și un antrenament, dar trag nădejde că la următoarea vizită sau la următoarele vizite vom avea și această bucurie, pentru că, așa cum spuneam, datorită lui Steven Seagal, eu am început să practic Aikido. Știu că de câte ori este invitat pe undeva, fie prin Statele Unite, că deschisesem vorba în prima parte a emisiunii, fie prin Rusia, chiar la invitația președintelui de acolo, nu a spus nu, s-a chiar dus pe saltea, a arătat câteva, da, tehnici de luptă cu domnișoare, chiar și cu președintele la un moment dat. Da, așa cum spuneam, Steven Seagal a fost un promotor extraordinar al Aikido-ului, iată că încă este. E adevărat că eu aici trebuie să... nu este nici Steven Seagal perfect și mi-aș fi dorit să văd mai mult Aikido în ultimele lui filme, însă trebuie să dăm cezarului ce al cezarului. Corect. Am vorbit de un practicant de Aikido din Statele Unite, ne întoarcem către Europa, pentru că Europa. Și aici avem oameni care... Da. Aici e foarte interesant, pentru că, așa să spunem, un naționalism european mă îndeamnă să vorbesc despre sensei Cristian Tissier. Este singurul nejaponez care are 8, gradația 8 dan, primită de la japonezi, și dacă nu mă înșel este și primul care a primit această gradație, ceea ce constituie o mare onoare atât pentru dânsul cât și pentru noi, pentru că sensei Cristian Tissier ne vizitează în fiecare an. Este unul dintre mari maestri care la invitația Fundației Române de Aikido Aikikai conduce seminarii de Aikido în România. Și am avut onoarea de a fi uche, adică cel care atacă, partener, să spunem. S-a văzut pe YouTube. Și vreau să vă spun că ceea ce se vede pe filmele cu Shihan Tissier este cam 10% din ce este în realitate. Este un profesor excepțional. Este un profesor care te învață logic ceea ce trebuie să faci, nu doar spune să faci așa, pentru că așa se face, ci și îți explică de ce, cum trebuie să reacționezi tu ca agresor, da, în sensul că nu trebuie să rămâi într-o poziție statică, în mod normal este, dacă cel care se apără, să spunem, slăbește tensiunea, cel care atacă, normal va încerca să atace a doua oară dacă primul atac a ieșuat și așa mai departe. Are o istorie foarte interesantă,
are 50 de ani de Aikido în spate, a plecat la 18 ani, dacă nu mă înșel, cu Transiberianul, el a luat-o un pic mai preocolită spre Japonia, își programase o vizită la Aikikai Honbu Dojo, la centrul mondial al Aikido-ului, de 6 luni, o vizită de 6 luni, și a rămas pentru 7 ani acolo. A predat limba... Asta e o dorință a fiecărui practicant de Aikido, să ajungă cândva. Da. În țara soarelui răsare, nu știu. Eu am fost acum 4 ani și am fost singurul din Constanța. Iată că anul acesta, când este congresul Federației Internaționale de Aikido din 4 în 4 ani, da? Anul acesta va fi în Takasaki. Acum 4 ani a fost în Tokyo. Anul acesta vom merge mult mai mulți constanțeni, dar și colegi din țară. Fundația Română de Aikido Aikikai este singura organizație din România de Aikido care este membră a Federației Internaționale de Aikido. Una din condiții este să ai acreditarea Aikikai. Fără a avea acreditarea Aikikai, nu poți fi membru în Federația Internațională de Aikido. Și anul acesta vom... eu sunt foarte mândru că elevii mei mă vor însoți în această nouă vizită de lucru în Japonia. Poate că dacă veți ajunge acolo, ne veți promite și nouă că ne veți aduce imagini. Cum să nu? De la acest congres. Cu dragă inimă. Și la curent. Este o ocazie excepțională pentru că la acest congres vor preda Aikido elevi direcției fondatorului, care mai sunt încă în viață, ceea ce probabil s-ar putea ca peste 4 ani pe o parte dintre ei să nu mai prindem. Sunt niște modele excepționale. Eu când i-am văzut prima oară am zis da, aceștia sunt samurai adevărați. Atitudinea lor, felul lor de a fi, totul exprima respect, eleganță, rafinament, duritate, toate la un loc. Toate la un loc. Cristian Tesier se pare că alege anual să vină în România. Probabil că aici găsește și o școală de Aikido, Aikikai, bine organizată și oameni care le place arta marțială. Să vedem cum este din partea celor care o practică. La Constanța, ne întoarcem la Constanța, nu mai vorbim de toată țara. Haideți să ne întoarcem la Constanța. La Constanța. Cum sunt cei care ajung în dojo? Sunt încântați de cine? Sau sunt îndemnați de la spate de către părinți? Du-te și fă un sport, nu mai stai în fața calculatorului, nu mai stai pe Facebook, mai bine practici un sport pentru... Unii sunt îndemnați de părinți. Unii sunt îndemnați. Cei mici? Ne referim la cei mici. Copiii, în general, dar sunt și copii care caută pe net... vor să facă ceva. Cum să găsesc pe net? Există vreun site? Da, există aiki.ro. Aiki.ro. Da, site-ul Fundației Române de Aikido Aikikai, aikikai.ro. Da. Evident, site-ul de la Constanța oferă, zic eu, suficiente informații atât scrise cât și vizuale. Avem și o secțiune video în care, mă rog, cei interesați de Aikido pot vedea o parte din tehnicile pe care le facem în dojo. Însă, de-a lungul timpului am observat, oamenii au diverse motivații. Vreau să fac un pic de mișcare. Aveam timp liber și n-aveam ce să fac cu el. Nu știu, m-au șicanat niște diverși și vreau să fiu mai încrezător în mine. Dar înspre cu cât ei avansează în practică, își dau seama că, de exemplu, de a căuta răzbunarea nu este soluția și nu, de fapt, ei nu pentru asta trebuiau să vină acolo și găsesc alte motive sau găsesc o altă bucurie, să spunem, în a continua practica Aikido. Se știe foarte bine, vorbeam de sănătate. Cred că dacă oamenii ar cheltui mai mult pe sport în general, nu numai Aikido, eu spun oamenilor, așa este. Orice sport este orice perfect. Sport. Eu sunt profesor de educație fizică la Liceul Internațional de Informatică din Constanța și ca profesor de educație fizică o să spun un lucru. Eu nu recomand sportul de performanță. Sportul de performanță nu este pentru toată lumea. Sportul este o știință și făcut fără cap, rezultatele pot fi dezastroase, pentru fizic. Dar sportul ca mod de petrecere a timpului liber
Îl recomand pentru toată lumea. E mai greu de urnit la momentul în care te decizi să faci un sport, dar odată ajuns, fie că practici alergând pe plajă, pe stadion, intrând într-o sală de sport și făcând un sport anume, descoperim fiecare latura sportului respectiv sau artei respective. Din păcate există și un dar aici, pentru că oamenii, generațiile care sunt acum, au devenit din ce în ce mai comozi. La Ikigai nu suntem comozi. Putem fi numiți în orice fel, numai comozi, nu. Muncești mult, transpiri mult, și eu, chiar ca și profesor, numai ca practicant, pentru că nu poți fi doar profesor, trebuie să și practici. Am Corect. Început Aikido pentru a practica, nu pentru a-l preda, și de asta spun că mă bucur că există oameni precum Gabriel Vasu din Năvodari, Ion Laurențiu și Cristina Gâdea din Constanța, Florian Nescu, Institutul de la Eforie și toți ceilalți instructori pe care i-am format, pentru că eu într-o foarte mare măsură sunt hotărât să predau mai puțin și să practic mai mult. De asta am apucat de Aikido, ca să practic. E rândul și cred că în același timp asta ar trebui să facă la un moment dat orice profesor. Mai ales că vine la un moment dat vremea când vrei, nu vrei, începi să îmbătrânești. Și trebuie să fim sinceri, Aikido la 60 de ani, nu mai practici ca atunci când îl practicai la 20 de ani. E adevărat că ești mult mai înțelept, mult mai rafinat în mișcări, dar în același timp trebuie să le facem loc și generațiilor care vin. Am promovat weekendul trecut, am avut examenul de grad și în sistemul nostru de la 14 ani ești considerat adult. Am avut 3 copii. Acum pot să le spun, ei sunt adolescenți deja, dar au 15 ani, deja sunt la adulți, care au promovat la gradul, la nivelul 1Q, da. După 9 ani de practică. 9 ani de practică. 9 ani de practică, 9 ani de practică în care ei n-au lipsit, deci nu sunt 9 ani în care am practicat un an, 2 ani lipsit, am mai venit 3 luni, iar am mai lipsit 9 luni, nu. De practică continuă, deși aveau 15 ani, i-am tratat ca pe niște adulți, da. Fără, hai să nu spun fără milă, că prea sună așa. Sună ca în transport, ce să mai... Fără să fac vreo concesie. Am înțeles. Vine vremea când, la un moment dat, noi, cei care suntem acum, trebuie să facem un pas înapoi și să-i lăsăm pe ei să fie în față. Dar pasul să fie înțeles și să arătăm celor care vin asta nu înseamnă... ce am greșit noi, probabil, sau din învățăturile noastre, să le arătăm... Asta nu înseamnă că noi vom rămâne pentru totdeauna profesorilor. Este ceva adevărat. Absolut firesc. De fiecare dată se pomenește numai nume de bărba, sau poate că latura masculină este mai proeminentă într-o sală de sport. V-am pomenit un nume de fată, de exemplu, mai devreme. De fată mai așa. Uitați, Cristina Gâdea. Cristina Gâdea este una dintre elevele mele și la rândul ei instructor. Când spun instructor, în afară de faptul că ea este instructor asistent la clasele mele, are și dojo-ul ei. La un dojo foarte frumos la grădința Chiții Biții din Constanța. Poate că odată avem ocazia să discutăm față în față și cu dumneai și ne va arăta câteva cadre și imagini din dojo. Ea pe lângă grupele de copii pe care le conduce acolo, are 3 grupe de copii cu care lucrează acolo, are și o grupă dedicată în exclusivitate domnilor și domnișoarilor. Noi ne-am gândit, am zis, fetele, este posibil ca unele fete să nu fie atât de îndrăznețe. Îndrăznețe, și, așa este. Atunci am zis să le creăm un cadru propice lor, fetelor. E o grupă care a pornit anul trecut, care continuă, pe care vrem să o sporim, de aceea nu sâmbătă aceasta, sâmbătă viitoare la ora 12, chiar invităm toate telespectatoarele Litoral TV, la ora 14 vom avea un atelier de Aikido, dedicat doamnelor și domnișoarelor, în care vor fi câțiva și prezenție și câțiva băieți, da? Însă doar cu rolul de a lua cafteală de la fete. Oricum e o lună destinată în exclusivitate. Exact. Tocmai de asta am și vrut să facem acest eveniment în luna martie. Și în același timp am zis să fie mai mult decât
un atelier de Aikido în care doamnele să facă cunoștință cu primele elemente de Aikido și să vadă de ce Aikido se potrivește excepțional femeilor. Da. Am zis să fie mai mult decât atât și la final o să avem o degustare de sushi și una de ceai verde japonez. Pentru asta, bucătarul șef de la Nobori din Cluj, Florin Trișcă, care în același timp este și practicant, instructor de Aikido, are 3 de ani, el va veni și el se va ocupa de partea de bucătăreală japoneză. Eu zic că va fi un eveniment interesant pentru doamne și domnișoare. Dacă ne chemați și pe noi, atunci le vom arăta telespectatorilor noștri. Sunteți primii pe care vă invităm. Mulțumim de invitație. O să onorăm invitația. Mulțumim. V-ați gândit vreodată, așa ca pe timp de vară, în perioada estivală, să organizați, nu știu, și la Constanța, la Mamaia sau într-o stațiune oarecare unde vă poate fi permis acest lucru, o întâlnire a celor care practică sportul, pentru că de cele mai multe ori văd că se duce sportul ăsta către Cluj, probabil că și acolo... Acolo este centrul nostru, acolo avem și o bază materială foarte bună, un așa, foarte mare. De experiență, veniți și voi la mare să respirăm. Dar înainte să obișnuiau că... când era tabăra de la Novodar, veneau toate stilurile de karate aici și da, noi în fiecare făceau câte o perioadă din vară. Noi în fiecare an facem un seminar național de Aikido la Constanța, deci nu lipsește. Pe timp de vară sau nu contează? Pe timp de vară, pentru că oamenii când vin la mare mai vin și cu familia și e interesant că seminar mai rămân câteva zile sau vin câteva zile înainte și atunci, pentru că vin grade mai mari decât am eu, atunci și noi oarecum profităm de această vizită lor mai lungă și îi invităm la noi la dojo să țină antrenamente și în afara seminarului. De altfel, apropo de vară, mare, soare, Gabriel Vasu Sensei, instructorul din Navodari, el toată vara, pe lângă antrenamentele din sală, din dojo, el face antrenamente și pe plajă. Da, chiar l-a urmărit pe Facebook, la un moment dat punea de fiecare dată o postare când ajungea cu copiii pe plajă pentru a arăta din această taină. Dar eu zic că ar fi util așa și pentru privitori și pentru cei care practică să se întâlnească la un punct comun așa. Ar fi frumos, de exemplu, eu m-am gândit foarte mult la un seminar pe care sau un antrenament în cadrul unui seminar pe plajă. Acum, ce să vă spun, am început să predau Aikido aici în Constanța în 2000. La vremea respectivă nu aveam o sală unde să desfășurăm antrenamentele, făceam antrenamentele pe plajă și în parc. Era haios așa, când pe vremea aceea mai mergea și trenulețul acela și mai treceau copii cu părinți cu trenulețul, se uitau la noi așa foarte mirați cum ne dăm noi peste cap prin iarbă. Antrenamentele pe plajă trebuie să le faci dimineața, după ora 8. Nu se mai poate cauza sorului. Așa este. Nu mai vorbim și de mișcare. Antrenamentul pe plajă trebuie să aibă același echipament ca cel din sală, adică kimono nelipsit la orice antrenament, practic. Iar pe de altă parte, mai e o problemă, faptul că vara plaja e plină de turiști, de oameni veniți să... Alegeți partea mai de nord. Și atunci e foarte greu veniți să găsești... Cred că Năvodari, într-adevăr, ar putea să fie o locație bună pentru un viitor seminar pe plajă. Cu siguranță vă așteptăm. Și cred că oamenii ar fi interesați. Mai avem doar un minut până la finalul emisiunii. Sunt sigur că, așa ca o mică paranteză, că cei care doresc să ajungă într-o sală de Aikido au luat cât un argument din fiecare discuție a noastră și l-au pus bine pe hârtie. Există încă posibilitatea de a mai veni elevi la dumneavoastră la sală? Nu cred că sunt un număr de locuri disponibile. Lista rămâne deschisă. În permanență avem cel puțin 2 sau 3 instructori. Noi, de exemplu, în Constanța avem un dojo foarte mare, are 480 de metri pătrați. Da. Și atunci ne împărțim pe niște ateliere, astfel încât se pot lucra cu 3 grupe deodată, cu instructori diferiți. Am înțeles. Pe lângă acești instructori principali, să spunem că mai sunt și asistenți, mai ales la grupele de copii, unde trebuie să fim foarte atenți. Așa că lista rămâne în permanență deschisă. La copii nu este o problemă, la adulți la fel avem același sistem în care un elev avansat, e un sistem japonez, în care un senpai, un elev avansat, preia un începător, îl duce până la un anumit nivel de dezvoltare în care el poate continua împreună cu ceilalți. Am înțeles. Pe final de emisiune, cum vă pot găsi telespectatorii? Cel mai simplu este pe aiki.ro, da? Pe Facebook
toată lumea acum are așa ceva, Ikigai Constanța. Am înțeles. Sau la sala de sport? Sau la sala de sport a Universității Spiru Haret, da, de pe strada Unirii, numărul 67, în zona Delfinariu. Zona Delfinariu. Vă mulțumesc mult că ați venit în cadrul emisiunii. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Ne reîntâlnim la vară, probabil cu... Cu dragă inimă și până atunci ne reîntâlnim sâmbăta, nu aceasta, următoarea, pe 12 la ora 14. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, atât a fost cu emisiunea Față în Față pentru această zi. Vă mulțumesc încă o dată. Rămâneți cu programele Litoral TV. Nu uitați, imediat după, la Vinia Sighitaru.